prezența și puterea Domnului. Nu vă pun să ridicați mâna, dar care n-am dorit să o simțim mai mult decât atât? Decât atât cât am simțit, cât am trăit prezența și puterea Domnului. Întoarcem câteva file în cartea 1 Samuel, capitole 4, 5, 6 și 7 și am vrea să rămânem cu atenționarea pe care textul ne-o lasă și de aceea aș începe cu concluzia, dragii mei. Prezența și puterea Domnului nu pot fi manipulate de ritualurile noastre, indiferent unde am fi, indiferent ce am face. Prezența și puterea Domnului nu pot fi manipulate prin ritualurile noastre religioase, ar fi esența idolatriei. Nu la întâmplare, în capitolul 15, Samuel vine să-l mustre pe Saul, primul împărat al lui Israel. Pentru că Samuel întârzia și el avea porunci foarte clare. Saul intră în panică, vede că poporul se împrăștie și atunci ia el slujba de mare preot sau de preot și jerfește animalele. Și vine Samuel și zice, ai lucrat ca un nebun. Ai lucrat ca un nebun. Și Samuel i-a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului face mai mult decât găsimea berbecilor. Observați, pe Domnul nu putem manipula, îmbuna cu ritualurile noastre. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului lui face mai mult decât grăsimea bărbecilor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Și împotrivirea, neascultarea este o împotrivire la cuvântul Domnului, nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafime. Ce anume asigură totuși prezența și puterea Domnului în viața noastră? Sunt două cuvinte cu care aș vrea să plecăm de aici și nu le uitați niciodată. Citiți-le cu voce tare. Pocăința și ascultarea. A te pocăi înseamnă a recunoaște că te-ai împotrivit lui Dumnezeu, că mergi în direcție opusă, că fugi de El. Dar pocăința nu are nicio valoare dacă nu se transformă în ascultare de Dumnezeu. Pocăința și ascultarea sunt singurele posibilități de a simți, de a te bucura de prezența și puterea lui Dumnezeu. Nu asta ne spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 1, versetele 6 la 9. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, adică dacă pretindem că prezența lui Dumnezeu este în viața noastră și noi avem părtășie cu El, suntem prieteni cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, adică cu păcate dosite pe care noi le știm, dar n-am vrut să ne lepădăm de ele, mințim și nu trăim adevărul. Dacă zicem că nu avem păcat, suntem mincinoși. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice nelegiuire. Când umbli în lumină, experimentezi puterea lui Dumnezeu, sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat și avem părtășie unii cu alții. Dar mă întreb, cum am ajuns la această concluzie din textul nostru? Răsfoind capitolele care stau înaintea noastră, capitolul 4, capitolul 5, 6 și 7. Capitolul 4 începe cu un război împotriva filistenilor. Capitolul 7 se termină cu un alt război împotriva filistenilor. E adevărat, au trecut 20 de ani și vom vedea valoarea, greutatea acestor 20 de ani. Capitolul 4 începe cu un loc care promite foarte mult, Ebenezer. Și capitolul 7 se termină cu o piatră numită Ebenezer. Care e diferența dintre ele? De ce au trecut 20 de ani? Ce a schimbat în cei 20 de ani? Capitolul 4 începe cu, da, știm că Dumnezeu l-a chemat pe Samuel, dar suntem prea obișnuiți cu tiparele idolatre în care am trăit, din care venim, din perioada judecătorilor, de sute de ani. E greu să-ți aliniezi mintea și informația la trăire. Nu știm multe, dar trăim puține. Și drumul de la minte la inimă întotdeauna e complicat și lung, dragii mei, pentru că are implicații călătoria aceasta. Și observați, capitolul 7 se termină, dragii mei, cu o extraordinară biruință. Dar ce-a făcut diferența dintre una și alta? Și astea sunt întrebările care ridică textul. Da, să pornim la drum. Și
În textul original nu existau nici capitole, nici versete. Ele au fost adăugate mult mai târziu ca să putem folosi Biblia în adunări. Dar cei care au segmentat textul nostru au făcut un lucru interesant. Au luat ceva din capitolul 3 și l-au lăsat în prima jumătate a primului verset, ca să te oblige să te întorci înapoi și să vezi de unde vine textul. Ce anume definește sau explică tragedia prin care trebuie să treacă Israel timp de 20 de ani. Uitați-vă cum începe versetul 1. Citiți cu mine. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Cu alte cuvinte, unul din Israel nu știa că Dumnezeu l-a chemat pe Samuel. Dar de ce a lăsat cel care a lăsat versetele, această jumătate de verset, ca pe un cârlig, dragii mei, să te întoarcă înapoi, să te întoarcă înapoi în capitolul 3? Versetul 1 spune, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Dar într-o noapte, Dumnezeu, când Samuel era culcat, lumina Domnului încă nu se stinsese lângă chivot, Samuel, Samuel! El fuge de trei ori la Eli și Eli se dezmeticește, zice, Domnul cheamă pe copil. Și îl trimite înapoi, spune, dacă te mai cheamă Domnul, spune, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Domnul îl cheamă, vorbește și descoperă lui Samuel planurile lui pentru casa lui Eli. Și de acolo încolo, Dumnezeu începe să se arate acestui tânăr și îl crește în prezența Domnului. Da, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese, iar computerul meu s-a blocat. Da, se mai întâmplă să trebuiască să predic și fără el, așa că vă voi lăsa să vă uitați la textul acesta. Dacă mă întorc înapoi în capitolul 3, versetul 19, Samuel creștea. Domnul era cu el și textul spune că Domnul se descoperea des în Silo și vorbea lui Samuel prin cuvântul Domnului. Și tot Israelul de la Dan, granița de nord, până la Berșeba, a cunoscut că Domnul alesese pe Samuel și îl pusese proroc al Domnului. A cunoscut lucrul acesta. Și de aceea prima parte a versetului vine și ne spune că tot Israelul a înțeles mai sunt și minuni. Practic, tot Israelul de la Dan la Berșeba a înțeles că Domnul a început să vorbească în Israel. E o noutate. De ani de zile nu s-a mai întâmplat. Hofni și Fineași curvar și răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, Eli a dormit de-a binelea spiritualicește vorbind, nu mai avea nicio șansă să mai audă un cuvânt din partea Domnului. Și Domnul se descoperea lui Samuel prin cuvântul Domnului și versetul 1 spune, tot Israelul, chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Dar acum, în partea a doua versetului, este un moment de criză. Și în momentele de criză vom citi în toată istoria care urmează, împărații sau poporul alergă repede la proroc, la văzător, la preot, să afle voia Domnului, să măsui, să nu măsui la luptă. Întrebarea este, dacă tot Israelul a știut că Dumnezeu a început să se arate, de ce n-au venit la Samuel ca să-l întrebe despre ceea ce urmează? Informația era corectă și o avea toată lumea. Trăirea a rămas departe. Și vreau să vă spun, pentru fiecare dintre noi este adevărată această diferență dintre minte și inimă, dintre informație și trăire. Și până când trăirea nu se aliniază la informația pe care Dumnezeu ne aduce prin cuvântul Lui, Dumnezeu se descoperea la Silo și vorbea prin cuvântul Lui pentru Samuel, până când nu se aliniază viața la informația pe care o primim, până atunci nu avem de ce să așteptăm prezența și puterea Domnului în viața noastră. Frații mei, tiparele sau trăirile idolatre sunt foarte greu de dezbrăcat. Foarte greu de dezbrăcat.
Iar esența idolatriei este să încerci să-L manipulezi pe Dumnezeu prin tot felul de ritualuri religioase. Și vom trece în revistă câteva pentru noi în zilele noastre. Dar lucrul acesta a fost adevărat și pentru ei și a rămas adevărat de-a lungul întregii istorii. Și pentru că informația și trăirea n-aveau nimic una cu cealaltă, dragii mei, putem urmări în textul nostru pașii spre autoînșelare. Să crezi că ești bine și să te pomenești înaintea judecătorului care se uită rece la tine, să spune: niciodată nu te-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Pasul întâi. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte cu el și s-au așezat la... Unde s-au așezat? La... Dar ce-o fi însemnând Eben Ezer? Ajutorul Domnului, aș putea spune. Și ce s-au gândit ei? Dacă suntem la locul potrivit, Dumnezeu este obligat să fie prezent între noi. Și au început lupta. Au început lupta, dragii mei, și tragedia este că au uitat că prezența Domnului nu poate fi manipulată, nici dacă ești la locul potrivit. Și, Doamne, cât sunt zilele noastre, aleargă la diversele locuri în nădejdea că îl vor întâlni pe Dumnezeu. Nu, nu. Domnul sfințește locul. Noi, oamenii, nu putem să-L obligăm pe Dumnezeu să vină acolo unde ne ducem noi. Ebenezer, în prima zi, cad sub sabia filistenilor 4.000 de israeliți. Dragii mei speriați, își pun o întrebare. Pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim biruiți de filisteni astăzi? Pentru ce ne-a lăsat Domnul? Am venit unde trebuie. Ebenezer! Ebenezer! Unde a fost Domnul? De ce n-a răspuns? Noi ne-am ales locul potrivit, locul în care El ar fi trebuit să fie prezent. Le vine o idee. Haideți să ne ducem la Silo, să aducem chivotul legământului Domnului, ca să vină în mijlocul nostru să ne izbăvească de vrășmașii noștri. O altă greșeală imensă, un alt pas făcut spre tragedia și pieirea lor. Au avut impresia că Dumnezeu poate fi purtat pe niște cutii, cu niște cutii de lemn. Sau poate fi chemat, dragii mei, prin tot felul de ritualuri pe care noi le facem. Au trimis la Silo, acolo erau Hofni și Fineas, nici prin gând să se pocăiască. Dragii mei, au luat cutia aceasta de lemn și au fugit cu ea în tabără. Și textul spune, poporul s-a dus la Silo, a dus chivotul legământului Domnului oștirilor care șade între heruvim. Interesant titlu pentru Domnul, care șade între heruvim. Acum, idolii popoarelor erau bătuți în cuie acolo unde erau așezați, dragii mei, și ei trebuia să șadă acolo unde omul i-a pus. Doar că Dumnezeu este un Dumnezeu viu. Și tragedia a fost să fugă cu o cutie goală până în tabăra respectivă, dragii mei, și să piară împreună cu ea. Să piară împreună cu ea. Manu număra de 35 de ori amintit chivotul Domnului, doar în aceste câteva capitole, cu alte cuvinte, despre asta este vorba. Dar ce-o fi chivotul legământului, mai țineți minte? O cutie de lemn de salcâm, poleită cu aur, asta e frumoasă, de când călătorise prin Israel, cine știe cum arăta la ora respectivă, poate că, nu știu dacă erau aurari, dar deasupra avea un capac special, era capacul ispășirii sau scaunul îndurării și pe capacul sau scaunul îndurării erau doi heruvim care își împreunau aripile. Și textul spune că Domnul Dumnezeul oștirilor șade între heruvim. Când Moise intra în cortul întâlnirii dintre heruvim, de pe capacul ispășirii, Dumnezeu îi vorbea gură către gură. Când am vizitat eu pustia Negev, nu exista cortul întâlnirii. Acum evreii l-au ridicat ca să stârnească într-un fel dorința rezidirii templului și tinerii sunt aduși cu camioanele sau cu autobuzele ca să vadă lucrul acesta. Îl poți vizita. Când intri, dai de altar, când treci, dai de lighean și pe urmă intri în cortul propriu zis. Dar aduceți-vă aminte de planurile cortului. La altarul de aramă veneai cu jertfa și preotul venea să ia sângele, să-l pună pe coarnele altarului, să-l verse la poarta altarului și tu plecai acasă iertat sau cu relația cu Dumnezeu refocalizată. Dar n-aveai voie să treci mai departe. Doar preoții ajungeau la lighean și doar preoții intrau în sfânta, unde erau trei obiecte. Sfeșticul cu cele 7 brațe,
masa pentru punerea înainte, 12 pâini, reprezentând cele 12 seminții ale lui Israel, și altarul de aur sau altarul temâierei. Apoi era o perdea groasă care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor. Și în Sfânta Sfintelor era tronul lui Dumnezeu. Dumnezeul cel viu, Dumnezeul oștirilor care șade între heruvimii. Când Moise a pus cortul, a așezat cortul și a pus jertfa pe altar, s-a coborât foc din cer și când a venit slava Domnului, au fugit afară din prezența Domnului. Nadab și Abihu au luat foc străin și au intrat în prezența chivotului și au ars de vii, dragii mei. Și Dumnezeu i-a spus lui Aaron să nu plângi și să nu pleci din cortul întâlnirii. Nici la mormântare nu s-a putut duce să înveți o lecție. Odată pe an, Domnul chema în prezența lui la ziua ispășirii și dezbrăcat și despuiat de toată slava lui de mare preot, ca un cerșetor, cu sângele ispășirii în mână, intra cu frică și cu tremur în prezența lui Dumnezeu să mijlocească pentru popor. Pentru că acolo era prezență și putere, puterea lui Dumnezeu. Veniți cu mine pe malul Iordanului. Tot poporul aștepta să treacă Iordanul, să intre în țara promisă. Iordanul dădea peste maluri, cu alte cuvinte era o vreme de inundație, și preoții ridică chivotul și îl pun pe umăr și au primit porunca: când talpa piciorului vostru va atinge luciul apei, Iordanul se va despărți. Imaginați-vă puterea imensă legată de chivot, până și Iordanul s-a speriat și s-a dat în lături, dragii mei, pentru că Domnul, Creatorul Iordanului, a intrat în valurile lui. Poporul a trecut ca pe uscat. Dacă asta este puterea chivotului, oare astăzi de ce n-ar fi la fel? Și-au zis ei: haidem să mergem la Silo, să aducem chivotul legământului Domnului, ca să vină, nu chivotul, ci Domnul, da, să vină în mijlocul nostru. Să vină în mijlocul nostru să ne izbăvească de vrăjmașii noștri. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tabăra, dragii mei, tot Israelul a scos strigăte imense de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Filistenii s-au întrebat din cealaltă tabără de la Afec: dar ce-i cu toată povestea asta? Și cine a zis: a venit chivotul legământului Domnului în tabără. Și filistenii s-au speriat: vai de noi! Cine ne mai izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Ne aducem aminte ce a făcut lui Faraon și Egiptului. După care au tras aer în piept și au zis: fiți oameni, luptați! Ca nu cumva să ajungeți robii evreilor cum au fost ei robii voștri. Și a început lupta. Și a doua zi, 30.000 de oameni, moare Hofni Fineas. Eli, când aude vestea, cade de pe scaun, își frânge gâtul, moare. Nora lui se încovoaie, naște pe Icabod, iar chivotul este luat și dus în Filistia. Care a fost problema lor? Ați auzit de lampa lui Aladin? Cu siguranță, da. Nu știu ce se mai poartă în zilele noastre, da? Puteți să căutați, să vă uitați. Cine are lampă are puterea. Are puterea Duhului. Pentru că genii este în lampă și dacă tu ești posesorul lămpii, el este sluga ta. Și cei care ați văzut și filmul, țineți minte câte pofte și dorințe și-a exprimat Aladin, s-a făcut din el ce a dorit, dragii mei. Nu la întâmplare vrăjitorul căuta să pună mâna pe lampă. Dar să confunzi pe Domnul cu Duhul lămpii lui Aladin este o imensă nebunie. Dragii mei, nu există obiect cultic pe care tu să-l posezi și să-l oblici pe Domnul să fie prezent și să-ți manifeste puterea în favoarea ta. Poți să porți talismane la gât, poți să ai idol în colțul casei, poți să te proșterni cu fața la pământ înaintea lor. Prezența Domnului nu poate fi manipulată. Nu poate fi manipulată. Dar în vremea aceea așa se gândea. De pildă, dacă citim un verset din Isaia, capitolul 46, versetul 1, Isaia vorbește despre momentul în care va cădea Imperiul Babilonian cu toți idolii lor. Și, dragii mei, n-aveau puțin idoli, dar idolii lor, cei mai importanți, era Bel se prăbușește, Nebo cade, idolii sunt puși pe vite și dobitoace.
Și textul continuă. Idolii lor au ajuns o povară pentru vita obosită. O povară pentru idolii pe care îi purtați. Nimeni nu mergea la război fără să-și ducă dumnezeii, fără să cheme divinitățile să vadă ce șanse are biruit sau înfrânți să începem sau să nu începem războiul. Nimeni. Dar dacă așa se gândea în vremea respectivă, poporul lui Dumnezeu ar fi trebuit să știe ceva mai bine. Prezența și puterea Domnului nu pot fi manipulate prin ritualurile noastre religioase. Asta ar însemna esența idolatriei. Cine și-a făcut un Dumnezeu sau și-a turnat un idol fără să fi tras vreun folos din el? Dar dacă am venit la locul potrivit, Ebenezer, dacă am adus chivotul Domnului și suntem înfrânți, 34.000 dintre noi au pierit în două zile, oare cine-i Dumnezeu? Este Dumnezeu. Nu cumva este o plăsmuire a minții noastre? Oricum nimeni nu l-a văzut, nu poți pune mâna pe el. Există Dumnezeu. Dragii mei, nu știu dacă există Dumnezeu până când nu te întâlnești cu El, până când nu-i simți prezența. Dar poporul este dus în robia babiloniană din pricina faptului că s-au împotrivit lui Dumnezeu și au crezut că jertfele îl mulțumesc cu Dumnezeu, au căzut exact în tiparul lui Saul. Vom vedea mai târziu pe vremea lui Ieremia. Și deși erau în robie și au trecut 170 de ani, Isaia vorbește în capitolul 40 despre vremea întoarcerii din robie. Și el compară pe Dumnezeul lui Israel cu Dumnezeii popoarelor din jur. Și ascultați textul din Isaia capitolul 40, versetul 12 la 31. Mulțumesc, Puiu, că vei citi textul acesta. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a îndrumat pe Duhul Domnului și cine l-a instruit ca sfătuitor al lui? Cu cine s-a sfătuit el și cine i-a dat învățătură? Cine l-a instruit pe cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și a arătat calea priceperii? Iată, popoarele sunt ca o picătură de apă din vadră, ca praful fin pe o balanță. Iată, el ridică insulele ca pe un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc și fiarele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate popoarele sunt ca o nimica înaintea lui. Nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Cu cine voiți voi să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți compara? Meșterul toarnă idolul și argintarul întinde aurul peste el și toarnă lănțișoare de aur. Iar cine este prea sărac ca să poată aduce o jertfă, alege ca dar un lemn care nu putrezește, își caută un meșter priceput ca să-i facă un idol cioplit care să nu se clatine. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? N-ați înțeles întemeierea pământului? El stă deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca un văl subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe prinți și îi face fără însemnătate pe judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei și se usucă și un vârtej îi ia ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt. Ridicați-vă ochii și priviți. Cine a creat aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce spui tu, Israele? Calea mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit?
Dumnezeul cel veșnic, Domnul, creatorul marginilor pământului, El nu obosește și nici nu poate fi golit de putere. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care nu mai este în stare de nimic. Flăcăii obosesc și sunt storși de putere, căci tinerii se clatină și cad. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea și zboară ca vulturii. Aleargă și nu obosesc. Umblă și nu sunt extenuați. Unde ai fost, Doamne, pe câmpul de luptă la Ebenezer? Chivotul este luat și pus în casa lui Dagon. Și de data aceasta, chivotul vine la viață. Pentru că a doua zi, când se scoală cei din Asdod, îl văd pe Dagon cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Dar de ce l-au dus în casa lui Dagon? Pentru că, de fapt, Dumnezeii se luptau între ei. Și dacă filistenii au câștigat biruința, 34.000 din evrei au căzut în două zile. Dacă ei au câștigat biruința, Dagon este mai puternic decât Iahve. Și lucrul acesta, dragii mei, nu putea fi tolerat. L-au așezat pe Dagon la locul lui și în ziua următoare, cu fața la pământ, mâinile tăiate, capul tăiat pe prag. Și preoții nu mai calcă pe pragul casei lui Dagon de atunci încolo. Cum de Dumnezeu este prezent și își arată puterea? Aduceți-vă aminte de cele 10 urgii din Egipt. Atunci când Moise este trimis la Faraon, el vine în numele Domnului. Domnul îți poruncește, lasă pe poporul meu, pe întâiul meu născut, să plece. Dar cine este Domnul? Eu nu cunosc pe Domnul și nu las pe Israel să plece. Și în momentul acela, Faraon ridică mânușa și începe duielul. Și vin urgie după urgie care lovesc în zeii Egiptului, dragii mei. Și în capitolul 12, versetul 12, Dumnezeu vorbește, este ultima urgie. În noaptea aceasta voi face judecate împotriva tuturor zeilor Egiptului. Toți întâi născuții mor, începând cu întâiul născut al lui Faraon. Și dintr-o dată, Faraon rămâne, dragii mei, fără procesiunea îndumnezeirii lui în lumea de dincolo. Pentru că întâiul lui născut trebuia să facă îmbălsămările și toată procesiunea îngropării lui, pentru ca să treacă din Ra în Osiris, din lumea de aici în lumea de dincolo. Și cel care recunoaște și trage concluzia la tot ce s-a întâmplat este un preot păgân. Ietro, socrul lui Moise. Cunosc acum că în ceea ce ei s-au purtat cu trufie, Iahve, Dumnezeul tău, a fost mai puternic, mai pe sus de ei toți. S-au venit câteva secole mai târziu, în 701. Ezechia este împărat în Iuda, se răzvrătește împotriva Siriei și asirienii vin împotriva lui. Vin din nord, mătură 46 de cetăți, dragii mei, și încercuiesc Ierusalimul. Și vine Rabșache, zice, eu vă dau 2000 de călăreți, aveți 2000 de cai, aveți 2000 de călăreți pentru asta. Și începe să-și bate joc de ei. După care spune, să nu cumva să creadă Ezechia, că Iahve, Dumnezeul vostru, vă va scăpa din mâinile mele, când niciunul din ceilalți Dumnezei n-au putut să mă oprească să le cuceresc cetățile. Nebunia lui a fost să-l compare pe Iahve cu ceilalți zei, dragii mei. În noaptea următoare, Îngerul Domnului a lovit 185.000 din oștenii lui și s-au trezit morți. Și Senaherib a trebuit să-și ridice oastea și să se întoarcă acasă. Și în timp ce se închina în templul Dumnezeului lui, doi din fiii lui asasinează. Când este vorba de lupta între Dumnezei, chivotul este viu. Pentru că Dumnezeu șade între heruvim. El este Dumnezeul, Creatorul cerului și al pământului. Dar ce s-a întâmplat, de fapt? Mâna lui Dumnezeu a început să apese asupra locuitorilor țării. Cei din Asdod sunt roviți cu bube, șoareci invadează, dragii mei, unii mor și îngroziți când au văzut puterea imensă a Dumnezeului Israel, au zis, să vină să ducă chivotul de la noi și îl duc la Gat.
Cei din Gat îngroziți strigă, luați chivotul de la noi și îl duc la Ecron. Ecroniții zice, nu aduceți chivotul la noi, vreți să ne omoare pe toți? Trimiteți-l acasă. Wow! Mâna lui Dumnezeu apăsa asupra lor. Dragii mei, mi s-a ridicat o întrebare. Când tu te închini lui Dagon și n-ai ce face, trebuie să recunoști că nu se compară cu Iahve, că adevăratul Dumnezeu nu este jucăria aceasta cu care te lauzi tu, adevăratul Dumnezeu este acolo în prezența ta. Întrebarea mea este, de ce și totuși nu s-au pocăit? Ce forță are idolatria asupra vieților noastre? Suntem obișnuiți cu religiile noastre, dragii mei, cu ritualurile noastre. Nu ne mai putem despărți de ele. De ce? Pentru că în spatele idolatriei este o lume spirituală. Și lumea aceea spirituală, când te apucă, te lănțuie și n-ai cum să scapi de ea fără o putere mai mare decât puterea aceea care să te izbăvească. Intenția lui Dumnezeu a fost mântuirea filistenilor. Și de aceea mâna lui nu i-a zdrobit, ci a apăsat asupra lor până când au recunoscut că Dumnezeul lor nu se compară cu Dumnezeul evreilor. Oare, dacă vă aduceți aminte de chemarea lui Avram, n-a spus Dumnezeu pentru ca toate familiile pământului să fie binecuvântate în tine și în sămânța ta? Când Dumnezeu i-a dus la Sinai înainte de a încheia legământul, nu le-a spus tot pământul este al meu, îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt? Sau dacă vin în Noul Testament, în 1 Timotei capitolul 2, nu scrie Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului, că este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. El este calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Și El s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. Nu spune Pavel în Romani că Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare pentru ca să aibă îndurare de toți. Da, dar idolatria are o imensă putere asupra noastră. M-am întrebat de multe ori, ce are Dumnezeu cu cultura vremii respective? Când veți intra în țară, nimiciți altarele, nimiciți pe închidătorii la idol. Dacă nevasta care se odihnește la sânul tău îți spune, hai să slujim altor Dumnezei, mâna ta se ridice piatra să o moare. Dacă o cetate întreagă se întoarce spre alți Dumnezei, nimicește-o, șterge-o de pe fața pământului. Doamne, tu nu te bucuri de cultura acestei lumi? Nu te bucuri de ea? Oare, dacă nu vezi dincolo de ce văd ochii, nu înțelegi mânia lui Dumnezeu? Pavel spune în 1 Corinteni 8, un idol e tot una cu nimic. Da? Tot una cu nimic. Dar apoi în capitolul 10 zice, ce jerfesc neamurile, jerfesc dracilor. Și eu nu vreau să fiți în legătură cu dracii, lumea spirituală este reală. Jerfesc dracilor. Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Vrem să întărâtăm sau vreți să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Sunteți mai tari decât El? Când ai văzut manifestându-se puterea lui Dumnezeu să-L întărâți la gelozie și să rămâi întreg înaintea Lui? Dacă n-ar exista o lume spirituală în spatele jucăriilor noastre pe care ni le construim, dragii mei, poate că n-am înțelege pe Domnul. Dar imaginați-vă, toată tragedia și tot nu s-au pocăit. În sfârșit, după ce și-au chemat voievozii și voievozii, ce au putut spune? Mutați chivotul în altă parte. Observați de ce nu s-au pocăit, pe în loc să fugă la Domnul, au fugit de Domnul. Când n-au mai avut ce face, au chemat pe preoți. M-am gândit, nu puteau să înceapă cu ei. Pentru că preoții lor le dau un sfat înțelept. Zice, trimiteți chivotul înapoi. Dar cum să o facem? Întreabă cei din Ecron. Și le dau un sfat. Faceți un car nou. Puneți chivotul în el, dar nu-l trimiteți fără o jertfă. Dar ce jertfă de vină să aducem? 10 umflături de aur, 5 umflături de aur și 5 șoareci de aur după loviturile Domnului împotriva voastră. Puneți-i într-o ladă, puneți-i lângă chivot, apoi luați 2 vaci care alăptează, închideți-i leviței în grajdul, puneți-i la jug și lăsați pe urmă să vedeți dacă se vor întoarce la viței, legea firii. Totul a fost o întâmplare. Dar dacă în ciuda legii firii, o lege și o putere mult mai mare va veni asupra lor și carul se va duce direct spre casă, fără să abate la stânga și la dreapta, de la Domnul vin toate aceste lucruri.
Ei ascultă sfatul, pentru că nu mai aveau ce face, iau un car nou, pun chivotul, pun lada, înjugă vacile, închid viței și vacile pornesc, dragii mei, mugind pe drumul care duce spre Israel. Domnitorii filistenilor îi urmăresc cu privirea, după care se întorc acasă. Capitolul 6. Chivotul ajunge în aria lui Iosua și secerătorii tocmai secerau griul. Și dintr-o dată văd vacile mugind și carul venind spre și zăresc chivotul. Și o bucurie imensă izbucnește. Chivotul și caii se opresc exact lângă altar. Era o piatră mare care rămâne ca mărturie până în ziua de astăzi, scrie naratorul. Și leviții vin și ridică chivotul din car, îl pun pe piatră, pun și lada lângă ea și se încinge o sărbătoare, dragii mei. Iau carul, fac bucăți, iau vacile și aduc o ardere de tot înaintea Domnului, după care aduc jertfe și arderi de tot și începe o bucurie extraordinară. Dar s-au găsit câțiva curioși între ei, care văzând umflăturile de aur și zice, cine știe ce-o fi în chivotul Domnului? Și deschid capacul și în momentul acela chivotul vine la viață, respectiv manifestarea puterii lui Dumnezeu se arată. 70 din ei sunt loviți de Domnul. Și oamenii se sperie. Și în loc să fugă la Domnul, dragii mei, fac exact ce au făcut filistenii. Fug de Domnul. Duceți chivotul de aici. Și-au trimis la Chiriat Iarim și-au zis, să veniți să luați chivotul, să nu murim cu toții. Au venit, l-au dus în casa lui Abinadab, au sfințit pe fiul lui să păzească chivotul. Și în felul acesta, chivotul a rămas la Chiriat Iarim până pe vremea lui David. Dar carul nou a rămas în mintea lui David și vom vedea la vremea potrivită și tragedia lui Uza. Capitolul 7. Au trecut 20 de ani și poporul a plâns după Domnul. M-am întrebat de multe ori, câtă vreme trebuie să apese Domnul peste viața mea, să încep să plâng după Domnul. 20 de ani. Poporul a plâns după Domnul și a venit la Samuel. Dar unde a fost Samuel timp de 20 de ani? Probabil și-a împlinit cu credincioșie slujba, judecând pe popor. Dar dacă omul nu vrea, nu vrea. El n-a intrat pe gâtul nimănui, dragii mei. Acum poporul vine la Samuel și încep să-și plângă păcatul și Samuel le spune, scoateți afară Baalii și Astartele și slujiți singurului vostru Dumnezeu. Și au scos afară Baalii și Astartele, dragii mei, și a început, într-un fel, o schimbare extraordinară în Israel. Și Samuel îi cheamă pe toți la Mițpa și le spune, slujiți Domnului și Domnul va fi de partea voastră. Și în timp ce scoteau apă și se închinau înaintea Domnului, filistenii aud și vin împotriva lor. Și poporul se sperie, pentru că încă nu trecuse durerea celor 34.000 care au pierit între ei cu 20 de ani în urmă. Și de 20 de ani au suferit într-un fel jugul pe grumazul lor. Și de aceea i-a apucat plânsul și au chemat pe Domnul. Și au venit la Samuel și a zis, nu ne părăsi, roagă-te pentru noi! Și Samuel ia un miel sugar, la duce ardere de tot înaintea Domnului. Și în timp ce filistenii se apropiau, Dumnezeu a tunat împotriva lor. Și în ziua aceea, Israel a avut o extraordinară biruință. O extraordinară biruință. Samuel ia un bolovan imens și îl pune jos și îl numește Eben Ezer. Ebenezer, în capitolul 4. Ebenezer, în capitolul 7. De ce e așa o uriașă diferență? De ce? În ultimă instanță, Ebenezer îl aduce pe Domnul în mijlocul nostru doar dacă există pocăință și ascultare. Doar dacă există pocăință și ascultare. Și dați-mi voie să închid cercul, să mă întorc de unde am plecat.
Prezența și puterea lui Dumnezeu nu pot fi manipulate prin ritualurile și practicile noastre religioase. Nu că ar fi ceva rău cu ele, dar atunci când intenția, inima, motivația e strâmbă, când tiparele idolatre sunt cele care operează prin noi, dragii mei, și avem impresia că Dumnezeu este în slujba noastră, nu noi în slujba Lui, că Dumnezeu este la dispoziția noastră, nu noi la dispoziția Lui, în momentul acela, prezența lui Dumnezeu înseamnă pedeapsă și apăsare. Pedeapsă și apăsare. Până când nu ieși din cercul centrului existenței tale și lași lui Dumnezeu locul acela, până atunci vindecarea nu vine și prezența lui Dumnezeu nu-ți face niciun bine. El este un foc mistuitor. Dar oare care să fie pericolele posibile pentru noi astăzi? Oare este ceva rău cu casa Domnului? A? Indiferent cât o zugrăvim, indiferent cât cheltuim pe ea, indiferent ce bărci punem în balcoane, indiferent, dragii mei, ce cântări extraordinare sunt și câte închinare și ce predici se rostesc de la amvonul acesta, casa Domnului pentru foarte mulți este un Ebenezer din capitolul 4, da? Am venit la locul potrivit, Dumnezeu trebuie să fie prezent să mă binecuvinteze, nu-i așa? Nu, nu. Nu, dragii mei. Nu uitați Ebenezer din capitolul 4. Dar nu Dumnezeu a poruncit să-i se facă o casă, cartea Exod, răscumpărare, lege și cort, și Dumnezeu îi spune lui Moise în capitolul 25, primele 8 versete, Domnul a vorbit lui Moise și îi vorbește copiilor lui Israel să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Eu voi locui în mijlocul lor. Dacă Dumnezeu locui, dacă El a cerut un locaș, atunci casa Domnului, locașul Domnului trebuie să fie locul prezenței Domnului, nu-i așa? Dar e o mare diferență între Vechiul și Noul Testament. Acolo era un templu de pietre și lemn de cedru. Aici, dragii mei, ar trebui să existe un templu de pietre vii. Noi nu venim la casa Domnului, noi suntem casa Domnului. Dacă ne-am adunat în numele Lui, El este prezent între noi. Mai târziu, Solomon zidește templul și la inaugurarea templului își face o platformă uriașă, se urcă pe ea și rostește o rugăciune incredibilă, nu în Împărați, capitolul 8. Și el spune așa, Doamne, te rog frumos, dacă va veni cineva să roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri. Dacă va veni străinul, ascultă-l din ceruri. Dacă va fi foamete, secete, pecingine, dacă lăcustele vor nemeri în țară și poporul acesta se va ruga în casa aceasta, ascultă-i din ceruri. Dacă va fi război și se vor întoarce spre casa aceasta, ascultă-i din ceruri. Cerul tace. Capitolul 9, Dumnezeu îi se arată lui Solomon, spune, ascult rugăciunea pe care mi-ai făcut-o, sfințesc casa aceasta ca loc al șederii mele, dar dacă vă veți abate de la mine, dacă nu veți păzi poruncile mele, dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei, voi dărâma peste voi casa aceasta oricât de înaltă e și străinul va veni și va trece pe lângă ea și va zice, de ce a făcut Dumnezeu țării acesteia și casei acesteia? Și se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul. S-au dus să slujească, să închine altor dumnezei. Veniți cu mine în locul în care această promisiune a lui Dumnezeu se împlinește. Ieremia, capitolul 7. Ultimul proroc, oștile lui Nebucadnețar, se pregăteau să vină împotriva țării. Templul urma să fie dărâmat în 586. Ieremia este trimis la porțile casei Domnului, la porțile templului. Poporul venea la închinare, îmbrăcați frumos, cu jertfele în mână, cu dărnicia pentru ziua respectivă. Și Ieremia începe să strige, zice, nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând, templul Domnului, templul Domnului. Îndreptați-vă căile și faptele, dacă vreți să locuiți în țara aceasta. Cum voi furați, ucideți, mințiți, vă duceți să slujiți balilor și apoi veniți să vă închinați în locul acesta? Este templul acesta o peștere tâlhari? Eu însumi văd lucrul acesta, spune Domnul. Duceți-vă la Silo și vedeți ce am făcut locului aceluia. Și veniți-vă în fire. Dragii mei, prezența și puterea lui Dumnezeu nu pot fi manipulate.
venind la locul potrivit și făcând slujbele potrivite. Nu, nu, nu. Prezența și puterea lui Dumnezeu sunt garantate doar de pocăința și ascultarea noastră. Dar tocmai s-a anunțat un botez. Spuneți-mi, de ce te-ai botezat? Nu de ce vrei să te botezi, de ce te-ai botezat? Adânc în noi este acolo un sentiment. Mă, o fac și pe asta. N-am să uit niciodată pe bunicul lui Puiu. N-am să-l uit. Patul lângă care stătea, sub saltea, era o carte, Primii pași spre Dumnezeu. Și bătrânul, cum citea de toate, a luat cartea să o citească și vine la Puiu și zice, Puiule, vreau să mă botez. Avea 80 și 90 și ceva de ani. L-am dus la biserică, i-am arătat baptistierul. Era un om care citise, cunoștea Biblia. Da, cunoștea Biblia și Puiu plângea pentru el. Dar când se apropie moartea, zice, asta n-am făcut, o să fac și pe asta. Și atunci Dumnezeu este obligat să mă mântuiască. De ce? De ce? A, nu e important botezul? Ba da, ascultați ce spune Scriptura. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Pavel spune, am fost îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. 28 aprilie. Dar de ce te scrii în cartea asta? Dacă botezul este ascultarea credinței mele, vei avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă e un fel de talisman, o fac și pe asta și Dumnezeu este obligat să... Nu, nu, Dumnezeu nu e obligat de nimic din ce fac eu. El este Dumnezeu. A, dar după masă ne adunăm la cina Domnului. Vă întreb, de ce la cina Domnului se umple balcoanele și tot ce-i jos? V-ați pus vreodată întrebarea. Ce-i în mintea noastră când luăm pâinea și vinul? Pentru că o facem des, ne-am obișnuit să demonetizat toată povestea. Dar gândiți-vă că este cina Domnului sau masa la care Domnul ne invită. Dacă noi, după masa aceasta, ne-am adunat în numele Lui, supunându-ne autorității Lui și dumnezeirii Lui, și am venit aici plângându-ne păcatele, dragii mei, și aducându-ne aminte de crucea Domnului Iisus Hristos, în care am fost răstignit împreună cu El și înviat în El și împreună cu El, cum spune Pavel, și dacă am venit aici să ne dăruim Domnului, să intrăm în jug alături de El, câtă bucurie ar fi între noi și ce prezența lui Dumnezeu ar fi în mijlocul nostru. Dar să las cele două simboluri. Noi nu credem că pâinea se transformă în trup și vinul în sânge. Nu, dragii mei. Este un simbol care are în spatele lui o realitate. Și noi suntem ancorați în realitatea aceea. M-am întrebat de multe ori, de ce când oamenii dau de necaz și... În necazul lor, vin la biserică, s-a blocat din nou computerul și țin minte, erau pe atunci, băgai banii și luai de 8 ori mai mult și a venit un cuplu aici într-o duminică dimineață și zice, am venit să facem un dar bisericii. Și am întrebat, cine sunteți? Păi zice, Dumnezeu ne-a binecuvântat și am luat de 8 ori mai mult și vrem să-i aducem, ca și filistenii, un dar Domnului. Poți să-L cumperi pe Dumnezeu cu banii tăi? Nu știu, de ce pui în perș? Ca să zici... Dar să mă gândesc la rugăciune și post. Filip era bolnav și nu puțin oameni au venit la mine, dragii mei. Știți ce mi-au spus? Prieteni de-ai mei, nu știți cum trebuie să vă rugați. Dacă v-ați ruga cum trebuie, Dumnezeu l-ar vindeca. Poate ar trebui să strigăm un pic mai tare? Well, dragii mei, nici rugăciunea mea, nici postul meu nu pot manipula prezența lui Dumnezeu. El trebuie să schimbe inima mea. Dar gândiți-vă la serile de stăruință. Nu spune Scriptura, Dumnezeu dă fiecăruia cum voiește. A, dar scrie acolo, umblați după darurile duhovnicești. A, da, așa este, mai ales să prorociți, adică să vorbiți oamenilor spre zidire, sfătuire, mângâiere. Crezi că dacă ești templul Duhului Sfânt, ai o manetă prin care dirijezi pe Duhul Sfânt din viața ta, când și ce să facă pentru tine? În niciun caz.
Tu ești la dispoziția Lui, nu El la dispoziția ta. Gândiți-vă la pelerinajele pe care românii le fac, dragii mei, fie la Iași, fie prin Franța, să vadă statui plângătoare și să vină în prezența lui Dumnezeu să sărute moaște și icoane. Prezența și puterea lui Dumnezeu nu pot fi manipulate de ritualurile noastre religioase, indiferent cum ar arăta ele. Veniți cu mine pe muntele Carmel. 3 ani de secetă. Ilie cheamă tot poporul pe muntele Carmel. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după el. Dacă Jehova este Dumnezeu, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Se ridică 2 altare, se pune jertfa, condiția era simplă. Dumnezeul care va trimite foc din cer este adevăratul Dumnezeu. Sunteți mai mulți, începeți voi. 800 de preoți al lui Baal se învârt în jurul altarului de dimineața până seara. Aiurează, își fac tăieturi cu săbile și cu sulițele. Și Ilie își bate joc de ei. Strigați mai tare, Dumnezeul vostru doarme, e plecat în călătorie, e ocupat, are câte alte treburi. Când a venit vremea jertfei de seară, drege altarul, pune jertfa, toarnă apa, dragii mei, până când pietrele și șanțul se umple de apă, după care rostește o rugăciune simplă. Cade foc din cer, mistuie jertfa, lemnele, pietrele și suge toată apa din șanț. Și poporul izbucnește strigând, Jehova este adevăratul Dumnezeu, Jehova este adevăratul Dumnezeu. Cu ce plec din fața unui astfel de text? Ebenezer în 4, Ebenezer în 7. La mijloc sunt 20 de ani de tăcere a Domnului și de apăsare a mâinii Lui asupra lor, până când au început să plângă după Domnul, să se pocăiască, să scoată idolii din viața lor, până când au început să o facă. În capitolul 4 au cunoscut că Dumnezeu pusese pe Samuel ca proroc în Israel. 20 de ani mai târziu, ei recunosc că Dumnezeu a pus pe Samuel ca proroc în mijlocul lui Israel. Și vin la Samuel, dragii mei, și Samuel se roagă pentru ei. Știți cum se termină textul? Câte vreme a trăit Samuel, filistenii n-au mai intrat în țară. N-au mai intrat în țară. Vă întreb, poate că urmăriți războiul din Gaza? Poate că știți ceva despre 7 octombrie? Spuneți-mi ce trebuie să întâmple în Ierusalim ca filistenii să nu mai intre în țară. Ne spune profetul Zaharia să-l plângă pe cel pe care l-au străpuns. Și știți care e vestea bună? Încep să se trezească, frații mei evrei, de pe toate meridianele globului. Și se întorc la Yeshua, la Iisus. Rabini, profesori, oameni de știință, cu grămada. Smochinul a început să înfrunzească. Drumul de la minte la inimă, uneori foarte lung. Pentru ei a durat 20 de ani. Pentru poporul din pustie, 40 de ani. M-am dezgustat de neamul acesta. Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. Întrebarea mea este, cât va dura pentru tine și pentru mine drumul de la minte la inimă, de la informație la trăire? Dar dacă nu faci drumul acesta, mânia și pedeapsa lui Dumnezeu va pluti peste viața ta. Știi de ce? Pentru că nu orice cine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Mulți îmi vor zice în Doamne, în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Hristos se va uita rece la ei și le va spune, depărtați-vă de la mine, voi care lucrați fără de legea, niciodată nu v-am cunoscut. Și apoi el încheie cu pilda celor 2 case, una zidită pe stâncă, alta pe nisip.
Una zidită pe ascultare, pe ocăință și ascultare de Dumnezeu, alta zidită pe semănat în firea pământească și vei culege putrezirea. Alegerea îmi revine. Amin.